Strutinski a fost condamnat în primă instanță, Radu Mazăre dă și el bir cu fugiții, deși se află sub control judiciar. Bineînțeles, statul român s-a prins din nou prea târziu. Și pentru ca sfidarea să fie maximă, Radu Mazăre a trimis un mail de 6 pagini după ce a fugit, explicând că a luat această decizie din pricina statului paralel. Tipic justiție românească, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Sunt o țintă politică a statului paralel. În România nu am nicio șansă să beneficiez de o justiție corectă, independentă, obiectivă și imparțială. Pentru toate aceste motive am decis să solicit azil politic în Republica Madagascar. Atunci când în România va exista o justiție reală, mă voi întoarce. A scris Radu Mazăre în e-mailul trimis după ce a fugit din țară. Procurorii DNA au stabilit că în perioada 2006-2009, beneficiind de ajutorul lui Strutinski, Mazăre a solicitat și a primit circa 2 milioane de euro de la reprezentanții a 2 societăți comerciale în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare construirii unor moluri în Constanța. Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive încheiate de reprezentanții societății respective cu o firmă controlată de Mazăre, atât direct cât și prin intermediul omului de afaceri Sorin Strutinski. Fostul primar mai este acuzat că în perioada 2008-2014, tot cu ajutorul lui Strutinski, a primit de la o societate comercială peste 7 milioane de euro pentru că i-a asigurat acestea câștigarea unei licitații organizate de Primăria Constanța pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orașului. Mazăre mai este acuzat că în perioada noiembrie 2006-2013, în calitate de primar al municipiului Constanța, a participat la încheierea 12 contracte între primărie și societatea controlată de el și Strutinski, în valoare totală de peste 6 milioane de lei. În perioada noiembrie 2008-2012, în aceeași calitate, Mazăre a mai semnat 13 contracte încheiate între Primăria Municipiului Constanța și o societate comercială la care era asociat Strutinski, în valoare totală de peste 23 de milioane de lei. Radu Mazăre a ocupat funcția de primar al Constanței din anul 2000, când a candidat ca independent. Începând cu 2004, el a câștigat din primul tur toate alegerile pentru Primăria Constanța, ajungând până la cel de-al 4-lea mandat. Teroare în Ucraina. Un bărbat înarmat a luat 11 ostatici în Harkov pe care îi ține captivi într-un oficiu poștal din oraș. Bărbatul susține că are la el un dispozitiv exploziv, iar autoritățile sunt în alertă maximă. Nimeni nu știe ce vrea bărbatul, iar poliția a oprit traficul în zonă și încearcă de ore bune să-l convingă să-i libereze ostaticii. Nimeni nu știe cine este individul care îi ține pe ostatici în oficiul poștal din orașul Harkov. Alarma a fost dată de soțul unei femei care lucra în oficiul poștal, spune presa locală. În câteva momente, zona a fost împânzită de polițiști, 20 de mașini de poliție, pompieri și servicii de urgență, dar și o echipă de geniști au sosit la fața locului. Agenții de poliție au închis traficul din zonă, în timp ce negociatorii încearcă să-l convingă pe bărbat să libereze ostaticii. Poliția spune că bărbatul ar fi vrut să jefuiască clădirea. El nu a cerut ceva, încercăm să păstrăm legătura cu el și să facem tot posibilul pentru a putea lua o decizie cu privire la eliberarea ostaticilor. Nu știm ce tip de dispozitiv explozibil are. Se comportă destul de liniștit, a declarat Oleg Bach, șeful poliției din Harkov. Bărbatul ține legătura cu forțele de securitate folosind telefoanele mobile ale ostaticilor. După mai multe ore de negocieri, bărbatul ar fi fost de acord să elibereze 5 ostatici, 3 femei și 2 copii, însă restul oamenilor au fost forțați să rămână în clădire. Incident cumplit la o fermă din Constanța. Un om a murit după ce un container de 2 tone a căzut peste el. Bărbatul era angajat al fermei. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Grav accident la ferma 6 martie, la ieșirea din Constanța spre Valul lui Traian. Un angajat de 43 de ani manevra un container cu palete de sticlă, dar, la un moment dat, aceștia au căzut peste el. La fața locului au ajuns imediat 2 ambulanțe și pompierii. Solicitați pentru o persoană de sex masculin prinsă între 2 palete de sticlă într-un container. La fața locului ne-am deplasat cu o auto specială de descarcerare grea, cu o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță smurg IC. S-au folosit accesorii din dotarea autospecialii de descarcerare pentru extragerea victimei. Victima prezenta leziuni compatibile cu viața. Deși au încercat minute în șir să-l resusciteze pe bărbat, medicii nu l-au mai putut readuce la viață. Acesta a murit din cauza rănilor grave pe care le-a suferit. Accident grav în Buzău. 5 persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce o mașină s-a răsturnat pe șosea. Printre răniți se numără și un copil de numai 1 an, dar și fostul deputat Aurelian Mihai.
Teribilul accident s-a petrecut în apropiere de zona Crucea Comisoaiei, în județul Buzău. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a răsturnat. Alături de el în autoturism se mai aflau 4 pasageri, printre care un copil de 1 an, dar și fostul deputat ALDE pentru diaspora, Aurelian Mihai. Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din Giurgiu, care se deplasa pe direcția Buzău către Râmnicu Sărat, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat pe câmp. Din impact a rezultat rănirea conducătorului auto, precum și a 4 pasageri, din care un copil în vârstă de 1 an. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe ambulanțe, un echipaj de descarcerare, dar și o ambulanță de transport victime multiple din dotarea ISU Buzău. După ce li s-a acordat primul ajutor la fața locului, victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările. Rusia amenință România cu măsuri militare. Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite ale Americii în România, Polonia și Japonia constituie încălcări ale tratatului forțelor nucleare intermediare, acuză Ministerul Rus de Externe. Acesta este motivul pentru care Rusia avertizează că va lua măsuri militare pentru a face față noilor riscuri. În ultimele zile, Rusia a condamnat decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a explicat că elementele antirachetă din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un sistem antibalistic global. Moscova susține că instalațiile antirachetă ale Statelor Unite au dublă utilitate, defensivă și ofensivă. Deși Japonia a explicat că sistemele antibalistice primite vor fi sub comandamentul guvernului de la Tokyo și au rolul contracarării amenințărilor Coreei de Nord, Rusia respinge această motivație. Am analizat comunicatul Ministerului Nipon de Externe, conform căruia sistemul antibalistic va fi sub comandamentul guvernului de la Tokyo și nu va amenința Rusia și alte țări. Însă toată lumea este conștientă că Japonia a fost atrasă de mult timp în crearea segmentului asiatic al sistemului antibalistic global american. Din punct de vedere tehnic și funcțional, sistemele antibalistice instalate în Japonia sunt identice cu cele americane, care pot lansa atât rachete de interceptare cât și rachete de croazieră cu raze scurte și medii de acțiune, a declarat sâmbătă Sergei Ria Abkov, adjunct al ministrului rus de externe. În septembrie, Rusia a îndemnat Statele Unite să respecte tratatul forțelor nucleare intermediare, pe care, spun rușii, americanii îl încalcă prin instalarea sistemelor antirachetă Aegis pentru uz terestru în România. Administrația Vladimir Putin a criticat de nenumărate ori inițiativa SUA de a instala elemente antirachetă în cadrul NATO în România și Polonia, precum și montarea unui sistem antibalistic în Coreea de Sud. Washingtonul și NATO susțin că instalațiile antirachetă din Europa nu sunt îndreptate contra Rusiei, vizând contracararea amenințărilor balistice din Iran, în timp ce sistemul din Coreea de Sud vizează amenințarea nord-coreană. Premierul continuă războiul cu BNR. Mihai Tudose a anunțat că în luna ianuarie va avea o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Premierul a afirmat că a primit o invitație din partea acestuia, care va da curs după ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Tudose a cerut ca Banca Națională să-și facă treaba. Declarațiile premierului au fost imediat taxate de opoziție. Senatorul PNL Florin Câțu acuză pe Mihai Tudose că vrea să bage pumnul în gură pieței libere cu ajutorul BNR. Nici în prag de an nou nu se poate abține, premierul Mihai Tudose a lansat un nou atac la adresa BNR. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Băncii Naționale a României, fiindcă, repet, este Banca Națională a României, nu a cuiva. Și pe baza acestor analize, tot în ianuarie o să avem și o întâlnire. Și o să vă fac și public imediat concluziile, fiindcă eu vă spun că m-am cam săturat ca niște oameni de pe acolo să tot arunce în aer cu tot felul de lucruri publice și când îl întreb, a vorbit în nume personal. Păi du-te, frate, acasă, dacă tot ești persoană fizică. Șeful executivului a mai spus că BNR poate să intervină pe piață atunci când este nevoie. Nu este pentru prima dată când Mihai Tudose face referire la BNR în termeni atât de duri. În septembrie, șeful guvernului îi considera pe cei de la BNR vinovați de creșterea indicelui ROBOR, iar în noiembrie a susținut că Banca Națională poartă o parte din vină pentru deprecierea leului în raport cu euro. Opoziția a reacționat imediat și l-acuză pe premierul Mihai Tudose că vrea să bage pumnul în gură pieței libere cu ajutor
directorul Băncii Naționale a României. Tudose vrea să bage pumnul în gură pieței libere cu ajutorul BNR. S-a supărat Tudose. De un an de zile, partidul din care face parte a dat lovitură după lovitură economiei României. Mister Tudose însuși a dat fără milă. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de muncă parțiale, a introdus TVA defalcat, a furat banii din pilonul 2 de pensii pentru a acoperi gaura de la pilonul 1 și multe altele. Dar cel mai ticălos a lovit prin discursul său public. Tot ce era legat de sectorul privat era vinovat pentru orice problemă apărută în economie. Senatorul PNL Florin Câțu îi mai cere premierului să schimbe politica economică intervenționistă a PSD. În prag, dar nou premierul Tudose i-a dat replica șefului PSD, Liviu Dragnea. Miniștrii mai sensibili pot să-și scrie demisia în 3 secunde. Premierul Mihai Tudose a explicat că nu poate să fie calm când sunt atâtea lucruri de făcut. Declarația a venit ca replică la recomandarea președintelui PSD, Liviu Dragnea, care l-a sfătuit pe Tudose să fie mai calm. Mihai Tudose îi dă din nou replica lui Liviu Dragnea după ce liderul PSD i-a recomandat să fie mai calm, că așa o să reușească să obțină mai multe rezultate. Premierul i-a spus că o să fie nervos în continuare. După 27 de ani de nefăcut nimic în anumite zone, mai pot să fii calm? Eu cred că cine este calm pe anumite zone nu înțelege absolut nimic din ce se întâmplă. Dacă vrem să fim calm că nu avem autostrăzi după 27 de ani de democrație, păi le urez succes celor care vor să fie calm. Noi nu putem să fim calmi. N-avem spitale și vrem să fim calmi. Nu pot să fiu calm. Premierul Mihai Tudose nu a vrut să spună dacă s-au plâns anumiți miniștri liderului PSD, în schimb a vorbit despre demisii. Dacă sunt unii mai sensibili, durează 3 secunde să-și scrie demisia. În momentul în care îmi dau seama că nu mai pot să-mi îndeplinesc ceea ce trebuie și vreau să fac, plec acasă. Durează 3 minute o hârtie și asta este. Mai este puțin până vom intra în noul an și oamenii se îndreaptă spre destinațiile alese pentru noapta de Revelion. Mărginimea Sibiului pare de oferit câte puțin din toate. Turiștii preferă această zonă pentru mâncarea bună și peisajul montan. Mărginimea Sibiului este unul dintre locurile ideale pentru a petrece ultimele zile ale anului și noaptea de Revelion. Înconjurați de munți înzăpeziți, turiștii străini s-au lăsat cuceriți de tradițiile românești. How is it here? Very good, very good, very good. What do you like the most? I enjoy the ski. But I like it here, I love it here. And here at the snow, the mountain? Yeah, we go up to ski in the winter. Nu doar străinii se bucură de cunoscuta zonă turistică, proprietarii de pensiuni din zonă spun că și în acest an turiștii au luat cu asalt stațiunile montane în căutarea unui revelion tradițional. După sărbătorile de Crăciun urmează revelionul. Ce aveți pregătit pentru mustafirii dumneavoastră? Tot ce poate fi mai bun, tot ce își dorește oaspetele să găsească la țară. Cred că ăsta este motivul pentru care oaspeții ne aleg în fiecare an și pentru Crăciun și pentru revelion. Pentru că le oferim această atmosferă foarte relaxantă. Condițiile sunt acceptabile pentru toată lumea, iar gazdele spun că sunt pregătite să răspundă celor mai exigente cerințe. Fiecare cameră are baie separată, are minibar, are televizor, LCD-uri. Am considerat că un confort pentru cei care se gândesc să vină la munte trebuie să fie excepțional. Care este prețul acestui apartament pentru o noapte? Este de la 110 euro, 108 euro, până la 135 de euro, depinde de zilele pe care le rezervă și de perioada anului pe care o solicită. Pe turiștii așteaptă și mâncăruri alese, bucătarii au lucrat zi și noapte pentru a satisface toate poftele. Oamenii caută produse tradiționale și tradiția încă se respectă și noaptea de Revelion. Un meniu tradițional sunt tot ce găsiți aici pe cuier, produsele noastre tradiționale, brânzeturi, foarte multe brânzeturi făcute în zonă, păstrăvul la fel. Și deși noaptea de Revelion peștele este vedeta, nici friptura nu poate fi neglijată. Și acum este gata și friptura de porc, din ceafă de porc, cu produse bio făcute aici la noi, în pensiune, și ne așteptăm oaspeții cu drag să vină. Turiștii sunt norocoși, vremea a ținut cu ei, deși pe munți a rămas zăpadă cât să creeze o imagine de vis, temperaturile din localități se mențin la valori pozitive și în aceste zile. Muzică la casetofon sau magnetofon, după bugetul familiei sau direct de la televizor, câteva alimente luate pe sub mână, dintre care măslinele, bananele sau portocalele erau vedete, celebra șampanie, Zara și nelipsitul discurs al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vedem chiar acum.
Anul acesta bucătarii ne îndeamnă să avem curaj și să renunțăm la mâncărurile tradiționale și ne recomandă un meniu mai ușor și sofisticat. Fac o bază de chiș aluatul pentru tartele sărate, care va urma să le umplem cu diverse ingrediente. De exemplu, astăzi voi face cu ciuperci cu praz și ardei cu dovlecei, cu brânză și cu un chiș royal, care teoretic este un sos, un amestec dintre smântână lichidă și ou. Constantin, ajutat de prietenul său Bogdan, ne-au dezvăluit câteva secrete din rețetele lor preferate. Amestecăm făina cu unt, cu ou și cu puțin ulei. Și le amestecăm și pe o facem undeva fără dospire. Fără dospire. Amestecăm, pentru când este gata, se poate lăsa o jumătate de zi, se poate lăsa câteva ore în frigider, până dacă nu, dacă ne grăbim, putem să le facem direct. Până le întindem, le așezăm pe formele de tarte, care le avem, pot fi tarte mari, tarte mai micuțe, cum le avem, cele individuale, cum le avem aici de față, și pe urmă le punem, eu prefer să le precoc înainte, este o variantă care le pui și compoziția, adică de chiș, pui și compoziția de ardei, pui și compoziția de dovlecei sau depinde ce filing vrem noi, punem cedarul sau cașcavalul, punem mixul de smântână lichidă cu ou și pe urmă le băgăm la cuptor. Schimbăm registrul și trecem la o altă rețetă pentru pofticioșii care vor musai delicatese pe masa de revelion. Acum pregătesc un risotto clasic. Este un risotto clasic simplu, în sensul că nu are alte adaosuri în afară de ceapă, usturoi și orezul specific pentru risotto. Există mai multe tipuri de risotto care pot fi cu fructe de mare, cu legume, cu ciuperci, spre exemplu, cu sfeclă. Bucătarii nu au uitat nici de deserturi. Aceștia ne recomandă o rețetă sofisticată, absolut delicioasă. Am făcut un desert cu mere, care le-am caramelizat puțin, cu scorțișoară. Am făcut un blat de carrot cake. Am făcut un blat de carrot cake și deasupra am pus un mus de ciocolată. Asta este o variantă. Mie îmi plac puțin aromele ceva mai puternice, mai fresh, adică nu, dacă mă întreba pe mine ce mi-ar place să mănânc, eu m-aș duce spre zona mai asiatică. Bucătarii scuțiți cu multă răbdare și atenție și în maximum o oră au pus pe masă un meniu special. De asta nu vreau nici ardei, cum spuneam mai devreme, să fie tocat prea mărunt, ca să simți textura de la ardei, ciupercile la fel. Ce pot să spun decât poftă bună? Vânzătoare păcălită la Târgoviște, trei bărbați au pus la cale o escrocherie complicată pentru a se alege 100 de lei. Indivizii au venit separat într-o pizzerie și s-au prefăcut că nu se cunosc. Cu planul stabilit de acasă, cu replicile bine învățate, bărbații au reușit să o bulverseze pe casieriță și să o determine să le dea 100 de lei. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în interiorul localului. Așa începe totul. Un bărbat intră în pizzerie și așteaptă la coadă. După câteva secunde vin și ceilalți doi. Primul comandă două doze de suc, pe care le plătește cu o bancnotă de 100 de lei. Imediat după ce vânzătoarea îi dă restul, se îndepărtează de teșghea și, într-o fracțiune de secundă, rupe cu dinții colțul unei bancnote pe care a primit-o rest. Bărbatul se întoarce și o acuză pe vânzătoare că i-a dat o bancnotă ruptă, pe care o vrea înlocuită. În timp ce acesta vorbește cu femeia, cel de-al doilea escroc îi întinde vânzătoarei o altă bancnotă de 100 de lei și cere câteva produse de valoare mică. Femeia nu apucă să facă nimic, pentru că intervine primul bărbat care întinde bancnota de 50 de lei ruptă, astfel că ea nu observă că cel de-al doilea bărbat îi pasează discret bancnota de 100 de lei celui de-al treilea complice. După ce îi schimbă bancnota ruptă, primul bărbat pleacă. Cel de-al doilea escroc însă îi cere insistent vânzătoarei restul de la cei 100 de lei pe care pretinde că i-a dat. Casiera neagă că ar fi primit banii, dar intervine cel de-al treilea escroc, susținând că a văzut-o pe vânzătoare luând bancnota. Femeia păcită de cei trei excroci, dă restul la bancnota de 100 de lei pe care, de fapt, nu o primise. După ce a vizionat imaginile și a numărat banii din casă, femeia a realizat ce s-a întâmplat cu adevărat. Patronii pizzeriei au postat imaginile pe o rețea de socializare în speranța că vor reuși să-i prindă pe infractori. Oamenii speră că cineva îi va recunoaște pe bărbați și îi va ajuta pe polițiști să-i prindă.
Fostul șef SPP o numește prostănacă pe ambasadoarea Franței, Dumitru Iliescu, pe care DNA l-a urmărit penal în anul 2014, a postat un mesaj agresiv după scrisoarea ambasadorilor privind legile justiției. Acesta a scris pe o rețea de socializare că Franța a exportat corupția în România și nu ne poate da acum lecții de moralitate. Fostul general SPP Dumitru Iliescu a postat pe o rețea de socializare un mesaj agresiv după scrisoarea ambasadorilor pe tema legilor justiției. Ești prostănacă, doamna ambasadoare. Crezi că noi nu știm că aveți în ambasadă persoane care cunosc limba română? Traducerea v-a fost pusă la dispoziție de persoane care, în afară de faptul că cunosc foarte bine limba română, sunt și specialiști în domeniul dreptului în general și a celui penal în special. Așa că traducerea lor a fost și în spiritul legii, nu numai în litera legii. Dumitru Iliescu a mai amintit în mesajul de pe Facebook că Franța este țara marilor corupți și marilor acte de corupție. Dacă vrea respect, să respecte. Ea ne vorbește nouă despre corupție când corupția în Franța este în floare, au avut mai mulți politicieni de rang înalt în frunte cu președintele Franței, ministrul de interne, șef de partide politice, acuzați și judecați pentru corupție. Companiile lor au exportat corupția în România, mituind decidenții noștri politici pentru a câștiga contracte prin care ne-au devalizat bugetul cu sute de milioane de euro. Reacția lui Iliescu vine după ce ambasadele celor 7 state care au criticat modificările legilor justiției au fost luate peste picior de Florin Iordache, care le-a trimis varianta tradusă a legilor justiției. Ambasadele Germaniei, Franței, Suediei și Finlandei i-au transmis lui Iordache că nu aveau nevoie de traducere, pentru că și după tălmăcirea părintelui Ordonanței 13, legile sunt la fel de periculoase, iar acest lucru l-a deranjat pe fostul general SPP. În octombrie 2014, DNA a dispus urmărirea penală în cazul lui Iliescu pentru că acesta l-ar fi ajutat pe Viorel Hrebenciuc să afle dacă este interceptat. În schimbul acestor servicii, Iliescu i-ar fi cerut lui Hrebenciuc sprijinul pentru angajarea fiicei sale de profesie arhitect într-o instituție publică. DNA a dispus atunci cercetarea sa în libertate. În noiembrie 2017, Iliescu a fost chemat în fața Comisiei Parlamentare de Control al Serviciului Român de Informații și a declarat că SRI s-a implicat în dosarele unor politicieni. Autorul triplului asasinat de la Stoienești, Pavel Laurențiu Durleci, a fost găsit fără viață în penitenciar. Durleci era încarcerat la penitenciarul Colibaș, unde își executa pedapsa de închisoare pe viață după ce, în anul 2016, însoțit de fratele și tatăl său, și-a asasinat iubita de 17 ani pe tatăl și pe bunicul acesteia. Durleci a fost transportat la spitalul de urgență din Argeș, însă nu a mai putut fi salvat. Bărbatul s-a sinucis în penitenciarul Colibaș, unde își executa pedepsa de închisoare pe viață după ce a ucis 3 oameni în locuința sa în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2016. Laurențiu Durleci, de 23 de ani, a fost condamnat în urmă cu 3 luni pentru uciderea fostei iubite în vârstă de 17 ani, a tatălui și a bunicului acesteia. Cei doi tineri aveau un copil, dar familia adolescentei n-a fost de acord cu relația și a forțat despărțirea celor doi. A fost fata mea la câmpul un doamne și n-a vrut nimeni să ia pe masca să ia. Doamne, n-a vrut bine, m-a viața! Toate ar și lui Bobi, nepotul meu amândoi, a bătut. Dar de ce? De ce a bătut? Păi da, de-a cu ce, ce să de mari. Ce are valoare. Tensiunile dintre rude s-au amplificat după ce bărbatul a fost împiedicat să-și vadă copilul și au culminat cu tripla crimă din primăvara anului trecut, când fata, tatăl ei și bunicul au fost înjunghiați. Omorăm pe domnul fugelul ăsta. Nu scăpa altfel. Dar nu vor face trei crime. Trei crime, una după alta, nu pot să-mi dau. Asta putea să-și facă. Și aproape a patra cu săracă cu femeia aceea. Da, da, și băia a fost omorât. Hai sus. La copii. Fata la tată, la... Fata lui era moartă. I-a murit bărbat. Laurențiu Durleci a avut compliși pe fratele și tatăl său. Anul acesta judecătorii au decis să îl elibereze pe Doru Vasile Durleci, de 24 de ani, și pe tatăl său, Dorel Durleci, de 48 de ani, în timp ce Pavel Laurențiu Durleci a fost condamnat la închisoare pe viață și obligat să plătească peste 400.000 de euro daune morale și materiale familiilor victimelor. Accident grav în apropiere de Râmnicu-Vâlcea, un bărbat de 31 de ani ars de viu după ce mașina în care se afla a fost cuprinsă de flăcări în urma unui impact cu auto utilitară. În mașină se mai afla un bărbat care a suferit răni grave și a ajuns la spital.
Se pare că mașina circula cu viteză foarte mare pe șoseaua umedă, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un tir. Ambele vehicule au ieșit de pe carosabil, iar autoturismul a luat foc. Un bărbat de 31 de ani din Râmnicu Vâlcea a condus un autoturism pe DN7, iar în comuna Bujoreni a depășit un alt autovehicul, a pătruns pe contrasens și s-a lovit frontal cu o auto utilitară. Mașina a luat foc, iar șoferul a decedat carbonizat. Pasagerul din dreapta a fost rănit grav. Șoferul auto utilitarei nu a fost rănit, în schimb mașina a rămas blocată într-un șanț. Mircea Titus Dobre vrea să revoluționeze turismul din România. Ministrul turismului vrea 200 de zile de zăpadă pe an pentru amatorii de sporturi de iarnă. Bineînțeles că totul e la nivel de discuții și de promisiuni. Operatorii din turism din Făgăraș, acolo unde ministrul Dobre a fost în vizită, i-au explicat că este destul de greu să ai 200 de zile pe an în care zăpada să fie pregătită pentru sporturile de iarnă. Avem aproximativ 200 de zile de zăpadă. Avem cu siguranță. Iar poate și mai mult. Poate și mai mult. Asta în condițiile în care zăpada nu este pregătită. Nu este ratran care se bată, nu se asigură patul de zăpadă corespunzător. E ce vine de la natură. Da, exact. Ce ne vedem noi. Mircea Titus Dobre recunoaște că deocamdată proiectul denumit 200 de zile de zăpadă pe an, dezvoltare durabilă în masivul Făgăraș, este în faza de discuții. Eu cred că este un proiect foarte normal pentru România în acest moment și cred că trebuie implementat cât mai repede cu putință. Acum așteptăm din partea Adiu Monte Făgăraș și Bâlea Capra, așteptăm să vină cu studiul de fezabilitate și cu proiectul tehnic, în așa fel încât să știm ce trebuie să bugetăm și când și de când putem să începem în mod real. Pentru că la momentul respectiv suntem doar la faza de discuții și de parte de a realiza documentația tehnico-economică. Și dacă tot era munte, ministrul turismului a încercat și el să se plimbe cu snowmobilul. Nu i-a fost însă chiar ușor. S-a răsturnat în zăpadă. Este greu cu orice, ce este sport de iarnă. Credeți că este ușor în sport de iarnă? Și sportul motorizat este la fel de greu, cum este și cel de la mare, că și la mare este greu cu partea de scuter de apă. Nu este foarte simplu. Mai și caz, mai există accidente. Problema este să nu te accidentezi, persoana să nu se accidenteze. Iulia Vântur nu se lasă cu una cu două. Deși a fost ignorată ani de zile de Salman Khan, românca face în continuare tot posibilul pentru a intra în grații. Actorul indian a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani, iar Iulia nu știa ce să mai facă pentru a atrage atenția starului de la Bollywood. Vedeta a rupt ringul de dans și s-a simțit foarte bine. Fosta prezentatoare a ținut-o numai într-o petrecere în ultimele zile, după ce s-a distrat de Crăciun cu familia și cu prietenii lui Salman Khan. Iulia Vântur a chefuit din nou, tot în stil indian, de ziua lui Salman Khan, iar mișcările ei la șive au atras toate privirile. Salman Khan a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani, iar Iulia Vântur i-a fost alături. Îmbrăcată foarte elegant într-o rochie neagră cu paiete foarte strălucitoare, Iulia Vântur s-a aventurat pe ringul de dans și s-a mișcat foarte sexy, lăsându-se filmată. Mai mult, Iulia i-a pregătit lui Salman un dans special. Se pare că Iulia Vântur a uitat toate umilințele prin care a trecut și este dispusă la orice sacrificiu pentru a avea o relație cu starul de la Bollywood. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a doua zi consecutivă în mai multe orașe din Iran pentru a protesta față de politica economică a guvernului și pentru faptul că nivelul de trai este extrem de scăzut. În unele locuri, protestele s-au transformat în confruntări sângeroase cu forțele de ordine. Manifestanții au scandat sloganuri contra președintelui iranian Hassan Rouhani, dar și a clerului iranian, acuzat că nu empatizează cu problemele reale ale societății. Națiunea este un cerșetor, în timp ce membrii clerului trăiesc precum Dumnezeu, spun protestatarii. De asemenea, manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de fondurile alocate de regimul iranian către alte țări din regiune, în condițiile în care propriul popor se confruntă cu dificultăți economice. Cel puțin 50 de oameni au fost arestați de poliție după incidentele violente
evenimente, Casa Albă și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii antiguvernamentali. Există multe rapoarte despre protestele pașnice ale cetățenilor iranieni care s-au temut de corupția regimului și de risipirea bogăției națiunii pentru finanțarea terorismului în străinătate. Guvernul iranian trebuie să respecte drepturile poporului, inclusiv dreptul de a se exprima. Lumea se uită, a scris președintele american pe contul său de Twitter. Rugăciuni în masă în Israel, mii de oameni s-au rugat în fața zidului plângerii din Ierusalim în speranța că astfel seceta care devastează de ani de zile țara se va încheia. Chiar ministrul agriculturii Ariel Uri a îndemnat pe cetățeni să participe la rugăciunea colectivă. Mulți israelieni au fost nemulțumiți însă de decizia oficialului, acuzându-l pe acesta că se bazează pe ajutor divin în loc să-și facă datoria de ministru. Așa a început rugăciunea pentru ploaie. Peste 2500 de evrei s-au strâns în fața zidului plângerii din Ierusalim, loc sfânt în religia iudaică. Toți au venit cu același scop, acela de a implora divinitatea să pună capăt secetei. Cei strânși au recitat din Cartea Sfântă și au rostit zeci de rugăciuni în speranța că așa vor aduce ploaia. Ministrul Agriculturii, Uri Ariel, le-a cerut evreilor să participe la ceremonie, declarând la radio că o rugăciune poate ajuta. Mai mult, guvernantul le-a sugerat oamenilor să-și aducă și umbrelele. Previziunile meteorologice sunt însă sumbre. Lunile decembrie, ianuarie și februarie, care ar trebui să fie cele mai ploioase ale anului în această regiune, se anunță foarte uscate. În martie, nivelul lacului Tiberias, cea mai mare rezervă de apă dulce din Israel, a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. Pelicula românească Bacalaureat a ajuns una dintre cele mai apreciate din lume. Filmul, regizat de Cristian Mungiu, ocupă locul 10 într-un top al celor mai bune lungmetraje lansate în acest an, întocmit de Los Angeles Times. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe, că este întrebi dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Clasamentul realizat de cei de la Los Angeles Times cuprinde 12 pelicule, printre ele și Bacalaureat sau Fotografii de familie. O poveste a unui medic dintr-un mic oraș de provincie care și-a educat singur copilul pe Eliza, cu ideea că odată ce va termina liceul va pleca să studieze și poate să se și stabilească în străinătate. Însă pentru asta ar trebui să facă niște compromisuri, adică exact ce și-a învățat copilul să nu facă. Povestea care îi are în roluri principale pe actor Vlad Ivanov, Maria Drăguș și Adrian Titien a adus pelicula lui Mungiu pe locul 10 în topul publicației americane. Bacalaureat a avut premiera la 19 mai 2016 la Festivalul de la Cannes, unde Cristian Mungiu a câștigat titlul de cel mai bun regizor și a fost nominalizat pentru prestigiosul Palme d'Or. Crimă șocantă în Mexic. Arturo Gomez, primarul unui oraș din sudul țării, a fost executat în timp ce cina într-un restaurant. Primarul a fost dus în stare gravă la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Edilul din Petatlan lua masa cu familia în momentul în care mai mulți indivizi necunoscuți au dat buzna în restaurant și l-au ciuruit. Arturo Gomez a fost împușcat în torace și în cap, însă mai trăia când au ajuns medicii la locul atacului. L-au dus de urgență la spital, dar nu au mai avut ce să-i facă. Guvernatorul statului Guerrero, Hector Astudillo Flores, a condamnat asasinatul și a ordonat parchetului să găsească vinovații. Arturo Gomez este al doilea primar al Partidului Revoluției Democratice asasinat în statul Guerrero în cursul ultimilor 2 ani. În aceeași perioadă, 4 foși primari au fost de asemenea uciși în respectivul stat mexican. Aproape 50 de edili au fost asasinați în Mexic începând cu 2003, potrivit Asociației Naționale a Primarilor. Conform documentelor judiciare, un număr mare dintre acești oficiali municipali au primit amenințări din partea narcotraficanților care le cer protecția pe timpul transportului de droguri pe teritoriul de care răspund. Mai mulți primari au fost totodată arestați pentru presupuse legături cu crima organizată.
Vremea rea care face ravagii în Europa în această perioadă a provocat un incident aviatic bizar pe un aeroport din Malta. Un avion aflat la sol a fost împins de vântul puternic în zidul unei clădiri aflate în apropiere. Avionul care iar aparține vicepreședintelui Partidului Conservator din Marea Britanie, Lordul Michael Ashcroft, era parcat pe aeroportul din Valletta. Cu toate că avea roțile blocate și că aeronava era una destul de grea, nu a fost suficient pentru a face față vântului extrem de puternic. Avionul a fost luat pur și simplu pe sus și aruncat în zidul unei clădiri din apropiere. Reprezentantul legal al grupului Polidano, proprietarii clădirii, susțin că în interior se aflau echipamente tehnice care au fost avariate, iar pagubele sunt estimate la $10.000, asta fără a pune la socoteală costurile necesare pentru repararea aeronavei. Serviciile de urgență au fost chemate la locul incidentului, însă nu au fost raportate persoane rănite. Copiii se bucură de orice cadou, a demonstrat-o un bebeluș care a primit de la părinții săi o banană. Reacția micuțului nu mai are nevoie de niciun comentariu. Open it. Banana! Banana! I got banana! I got banana! I got banana! Yeah, I got banana home! You're gonna bring it home? I got banana home! What do you say? Thank you. I got my banana! Continuă să fie neobișnuit de cald pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor rămâne ridicate, iar zăpada se lasă în continuare așteptată. Mai multe informații despre vreme chiar acum în rubrica Meteo. La noapte cerul va fi temporar noros, vor fi ploi în Dobrogea, local în Muntenia și Lapoviță, în Crișana și în Maramureș, unde se va forma polei. În Carpați Oriental va ninge slab, iar vântul va sufla slab. În zonele joase din centru și din est va fi ceață, temperatura minimă de -6 grade Celsius se va înregistra la Brașov și la Sibiu, iar cea maximă de 4 grade pe litoral. Mâine temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile specifice acestei perioade, cerul va fi variabil, mai mult noros în vestul, centrul și nordul țării, vom avea parte de Lapoviță și ninsoare în zona montană, în Maramureș, precum și nordul și estul Transilvaniei, și va ploua în Crișana și local în Transilvania, Banat și în Moldova. Nord-vestul și centrul țării vor fi condiții de formare a poleiului. Vântul va sufla cu putere în Crișana și pe litoral. Cea mai scăzută temperatură se va înregistra tot la Brașov, unde vor fi 2 grade, iar cel mai cald va fi la Constanța, unde se vor înregistra 8 grade Celsius. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros, vor fi condiții de ploaie, iar spre dimineață se va forma ceață, temperatura minimă va fi de 1 grad. Mâine, în București, vremea se va încălzi și se vor înregistra 6 grade de Celsius. Și la munte cerul va fi mai mult noros, în munții Apuseni și nordul Carpaților Orientale va fi Lapoviță și vor cădea și câțiva fulgi de zăpadă, iar vântul va sufla cu putere pe creste. Temperatura va fi în creștere ușoară, cel mai cald va fi la Poltiniș, unde se vor înregistra 3 grade, și cel mai frig în Ceahlău, unde se vor înregistra -4 grade Celsius.